Moartea lui Vladimir Putin poate dispărea subit. Scenariul ce ar opri războiul: se va încheia războiul brutal al Rusiei în Ucraina sau va fi nesfârșit, ca și alte conflicte care mocnesc de zeci de ani? Răspunsul la aceste întrebări, alături de multe altele, depinde în mare măsură de cât timp va mai rămâne Vladimir Putin la putere cu cât pleacă mai devreme, cu atât mai rapid se va încheia acest război și se poate începe reconstituirea unei Europe stabile. Aceasta este concluzia unei analize Forbes. Indiferent dacă acest război se va încheia sau va mocli, principalii perdanți sunt Ucraina și Rusia. Orașele ucrainene sunt făcute una cu pământul, pentru că acesta este modul de a duce un război al Rusiei lansatoarele de rachete antitank Javelin și rachetele antiaeriene Stinger nu pot opri atacurile și loviturile cu rachete și nicio zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei. Numărul refugiaților ucraineni va crește. Este deja aproximativ jumătate din numărul populației afgan care a fugit în Pakistan în timpul campaniei militare anterioare eșuate concepute de Moscova în anii 80 repatrierea ucrainenilor poate avea loc doar dacă războiul se termină și începe reconstrucția. Iar reconstrucția economică va fi dureros de lentă, subliniază Forbes. Vor fi suficiente consecințe pentru ca Putin să-și piardă tronul. Acest război se va termina prost pentru Putin, chiar dacă își va păstra puterea după acest eșec. Putin și celelalte fețe ale acestui război agresiv pot fi aduse în fața Tribunalului pentru Crime de război de la Haga. Acest război va avea totuși suficiente consecințe pentru ca Putin să-și piardă tronul. Din perspectiva securității naționale a Rusiei, există motive suficiente pentru plecarea sa voluntară sau involuntară. În fruntea acestei liste s-ar putea să fie distrugerea intenționată a armatei ruse dacă distrugerea armatei ruse nu este un motiv suficient pentru ca Putin să plece, atunci izolarea politică a Rusiei o va putea face. Totul se va schimba mult mai repede dacă Putin pleacă. Ieșire din scenă după modelul Boris Yeltsin O modalitate prin care ar putea să plece este aceea în care a ieșit din scenă predecesorul său, Boris Yeltsin, Putin făcându-și bagajele și retrăgându-se într-o clădire în care va fi protejat de represalii. Sau în palatul lui de la Marea Neagră. Dar nimeni nu poate spune acum cine ar avea curajul să-i propună lui Putin această strategie de ieșire. Așa cum nu este clar nici dacă Putin va putea să-și recunoască înfrângerea, să inverseze cursul acestui război și să se retragă din mizeria pe care a creat-o. Există și soluția unui vot de neîncredere al agenților de putere de la Kremlin s-a întâmplat în vremea în care lider era Nikita Hrușciov, după ce biroul politic al Partidului Comunist s-a săturat de stilul său de conducere și decizia sa nesăbuită de a amplasa rachete în Cuba. Apoi există precedentul morții subite sau ciudate. Ca în cazul lui Iosif Stalin, care ar fi putut muri de o hemoragie masivă sau, așa cum se spune, de mâna cuiva. Este clar că lumina zilei că Ucraina, Rusia și lumea ar fi mai în siguranță dacă Putin ar părăsi scena, și cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Nu este însă deloc clar cum se va întâmpla asta.